În sfârșit pot să vă aduc o veste bună. Comisia Europeană a declarat municipiul Cluj-Napoca drept orașul în care străinii se simt cel mai bine. Extraordinar! După ce am fost făcuți cu ou, cu oțet, cu turtă dulce, cu orice în presa străină, că avem așa, că suntem așa, în sfârșit avem și noi ceva cu care să ne mândrim. Și eu sunt de acord. Păi nu s-au simțit cel mai bine la Cruj vreo de ani aici străinii? Și nu ar mai vrea ei să trăiască încă o mie de ani, pentru că în viziunea lor, Clujul a fost oraș și este frumos. Păcat că l-au stricat românii. Și l-au stricat. Vorbim de străini care se simt bine în Cluj. Mă gândesc la domnul Sorin Apostu. Fost primar în Cluj-Napoca, originar de unde? Din Focșan, de străin venit în Cluj-Napoca. Așa de bine s-a simțit în Cluj-Napoca, apoi a iubit și Gherla puțin. Acum iară este în Cluj-Napoca, dar nu mai este pericol. Ce vă spuneam eu și ce încercăm noi să vă transmitem, România are de toate. Sunt de toate și pentru toți în România. Cluj-Napoca, cel mai primitor oraș, cu siguranță Vasului, cel mai primitiv oraș. Toate națiile lumii se simt bine în Napoca. Studenții arabi, am văzut. Studenții arabi, africani, chinezi, ajung aici în oraș și zic, oh, my God, this is Rai în limba lor și ardele noastre focoase. Fac tot ce pot și știu ele mai bine să intre în vorbă cu ei, să fie ospitaliere, să le ofere pâinea, sarea și tot ce au în dotare ca să se simtă bine străini în Cluj-Napoca. Ieri am, la un moment dat, într-o seară, pe o stradă din Cluj-Napoca, la intrarea într-un club, era unul ăsta, de-a Cabral, un fel de bantu, așa, bamă, dar am vrut să pun mâna pe el să văd că nu se ia. Nimă, buzi, nigru. Și lângă el două domnișoare din de două ardele tinere, studente în anul întâi, și se chinuiau săracele să vorbească cu respectivul brunet într-o engleză aproximativă. Tipul stătea rezemat de perete. Foarte satisfăcut, așa ca într-un preludiu continuu, și tipele... Uh, here is... Uh, cum îi zice tu la drăguț... Uh, Uh, zică nice, nice, and uh, go to, cum îi zice tu la petreceri unde te îmbezi și după aia faci nebunel, party, fetelor, ardelencelor, alu, nu vă mai chinui să vorbiți engleza, do dracului, că nici Iliescu nu știe, e celebru cu engleza lui, the ducks came from the tracks. Antonescu a spus de un ministru că este the mother and the father. Folosiți-vă, fetelor, ghidul de conversație primit de la mama. Body language. Uh, frumusețile Clujului sunt cele care ies cel mai des în evidență. Ai bani, ești bine primit străine. Însă, ce e de văzut în Cluj-Napoca? Am rămas mirat. Ce să vezi în Cluj-Napoca, fiind turist străin? O amărâtă de stradă pietonală, cât o sufragerie de un neam serios, grădina botanică și al treilea lucru pe care îl poți vedea în Cluj-Napoca, Salina Turda. Eu zic să fie câte o statuie cu Emil Boc din 10 în 10 metri. Ar veni copii și ar face poze. Ar fi frumos, știți, Copenhaga are băiatul ăla, Manneken pis. Să-l avem și noi pe Emil Boc. Emil Boc, din cu coasa. Cu coasa, dar nu o să taie. Oricum, municipalitatea vrea să-i facă o statuie lui Florin Piersic. Piersic s-a interesat și a zis, cât costă o statuie cu mine, animal, mărime naturală, cât? 20.000 de euro, atâta costă bronzul. Păi dacă îmi dau 10.000 de euro, vin eu zilnic 8 ore și stau în loc cu statuii. Să renunțe la statuia cu piersic, eu cred că din bronzul pentru un piersic ies 30 de boci. Ia 30 de boci să pui un bog la gară. un bog la aeroport, să pui câte doi boci, pe ei o scândură și si să stea lumea și si să zică bă, poze și si să pui pe Facebook. Aoleu, a fost dezastru. La era căzut netul, românii s-au patru, patru ore a fost căzut netul, era cât pe ce să se apuce de muncă cei care erau la servici, vă dați seama, dar nu au abandonat lupta. N-a mers Facebook, au mers să se plângă pe Twitter. Wow, nu merge Facebook. Pe Instagram și-au făcut poze. Degetul ăla năcăjit de Facebook, bandajat, nu se poate, jale mari prin plângeau femeile care aveau cel mai mult de lucru. ce tu ești bolnav? Nu! ce ți-o murit? Nu! Ce mi-a picat Facebook-ul, s-o stricat, defect, s-o crăpat ceva, nu mai pot primi like mor! Așa o să se sfârșească lumea. ăsta e sfârșitul lumea. Nu asteroiz, nu foamete, nu război. Pică Facebook-ul, mai ales că românii sunt foarte activi pe Facebook. 6 milioane de români stau pe Facebook, au conturi și socializează la greu. 6 milioane de români. pe păi când a auzit asta în Corneliu Vadim Tudor, și-a schimbat denumirea din PRM în PRMF. Acolo ar avea și el șanse să mai o odată senator sau președinte. Ca idee, cel mai vârstnic din român cu cont de Facebook e Ion Iliescu. Cel mai tânăr, are 5 secunde acum au fost fecundat. După modelul Facebook, care are o aplicație fanvil, trebuie să știți, fanvil ăla de să dai cu săpăliga, scos burienele, îți crezi groșii. Nu sunt legume mai gustoase decât alea din Fanvil. Ar trebui să se orienteze și domnul Dan Șova, ministrul marilor proiecte. Domnule, Șova, fă ceva, fă autostradavil. Pe cuvântul, ai avea succes. La cât stau românii pe Facebook, am avea kilometri de autostradă. Am dat cu că autostrada vine din Ungaria până la Oradea. Și stă acolo și zice, Ghere, haideți și voi, noi ce facem? Stăm și